În trecut, în sezonul friguros de iarnă, locuitorii satelor, atât bărbații cât și femeile, foloseau ca articol de îmbrăcăminte sumanul, adică o haină țărănească lungă, până la genunchi, făcută din pânură, dimie, postav gros, etc., tivită pe margini și bogată ornamentată cu găitane. Persoanele care se ocupau cu fabricarea de sumane se numeau sumănari. Procesul de fabricare a sumanelor era lung și necesita mai multe operațiuni. Altă activitate, practic, indispensabilă pentru viața comunităților rurale a fost piuăritul. Piua este o instalație tehnică, la fel ca și moara cu roată hidraulică, deci acționată, pusă în mișcare de forța apei, un ax grindei și de acum încep deosebirile. Pe axul grindei sunt niște pene de lemn, numite aripi, fiindcă în momentul în care se învârte axul grindei, se învârșe acele pene, deci oamenii le-au spus aripi, și acele pene fac să ridice trei perechi de ciocane, le ridică alternativ, iar acele ciocane izbesc o țesătură de lână aflată într-un găvan, în adânciturile acelui găvan, și astfel prin batere țesătura de lână se îndeasă foarte mult, astfel încât să nu se mai cunoască urzeala de băteală și rezultă o stofă, o pânură, în care mai târziu oamenii își pot face apoi sumanele. Sumanele fiind acele haine mai groase pe care le purtau oamenii pe vremea rea, chiar și vara, pe timp răcoros, ploios. După tunderea oilor, lâna rezultată de la acestea trece prin mai multe faze de prelucrare, spălat, uscat, scărmânat și dărăcit, în urma cărora se obține lâna pentru tors și canură, aceasta din urmă fiind folosită la confecționarea plăpumilor. Lâna care este făcută caere este toarsă de gospodine, fiind apoi urzită și țesută la stative corespunzătoare pentru a se obține pânura. Pânura este bătută la piuă timp de 24 de ore, uneori și mai mult, pentru a se obține o stofă plușată, suman, de culoare albă, maro sau neagră. În urma baterii, stofa scădea în lungime și lățime. Meseriașii specializați, cunoscuți sub numele de sumănari, se ocupau cu coaserea stofei rezultate în urma baterii pânurei la piuă și împodobeau sumanele cu modele ornamentale din șiret. Deci această piuă, nu se găseau pive în orice sat. Există practic două concentrări la noi în județul Suceava cu astfel de instalație. Pe de o parte în zona Rădăuțului, în depresiunea Rădăuțului, de unde avem și această pivă, Satul Mare, cum am zis, apoi Bilca, Vicov, deci în toată acea zonă avem și condițiile pentru ca astfel de stabilimente să poată funcționa. Apoi, încă într-o zonă undeva în colțul sud-estic al județului, Dolhești, mai exact, în zona ce iarăși a fost o concentrație de astfel de instalații tehnice. Mai concret, e nevoie, ca și la moară, de un curs de apă relativ bogat, dar și constant. E important să aibă apa anume proprietăți chimice, și chiar și o anume temperatură, se numeau toplițe. Muzeul satului Bucovinean a achiziționat o piuă de sumane, monument istoric din localitatea Satu Mare, zona etnografică Rădăuți. Piua este un atelier gospodăresc unde se bate pânura pentru a se obține sumanul. Astfel de ateliere erau destul de rare, în Bucovina fiind cunoscute cele din Benia, Bilca, secolul al XIX-lea, Câmpul Lung Moldovenesc, Fundul Moldovei, Satu Mare, anul 1900, și Vama, piua lui Ilișoi, în anul 1902. Cele din Bilca, Satu Mare și Vama sunt clasificate ca monumente istorice. În general, apa nu îngheța pe timp de iarnă, deci apa avea o temperatură ceva mai ridicată și atunci puteau funcționa un timp mai îndelungat. Ținând cont că aici iarna durează uneori 6 luni. Apoi, toate cele țesături care sunt puse aici în găvan, ele trebuie stropite permanent cu apă, fiindcă aceste ciocane, având o forță foarte mare, forța aia de frecare prin batere, degajându-se căldură, firul s-ar, țesătura, deci s-ar deteriora. Și atunci trebuie stropite inițial cu apă rece, apoi cu apă călduță. Deci treaba asta permanent. Și atunci, dacă apa aia este bogată în, știu, săruri, în...
Construcția achiziționată de Muzeul Satului Bucovinean datează din anul 1900 și ilustrează arhitectura specifică populației din zona de Podiș a Bucovinei. Piua este o construcție monocelulară de mici dimensiuni pentru baterea sumanelor. Această piuă era în funcțiune încă și în anul 1985. Piua de sumane din Satul Mare a fost inclusă pe lista monumentelor istorice din județul Suceava din anul 2004. Această piuă, ca și moara, deci era calculată pe o anume putere, tot așa în cai putere, se plăteau un impozit, deci nu erau niște instalații, nu fiecare cine, unde și cum voia și putea face o astfel de instalații, ca și în zilele noastre. La fel a fost întotdeauna, se plăteau dările, se plăteau impozite și tocmai faptul acesta a făcut ca după cel de-al doilea război mondial, cu colectivizarea și naționalizarea și toate astea și pătrunderea mai târziu a textilului acestea de factură industrială, de fabrică, făcând concurență portului tradițional și a făcut ca aceste instalații să devină o raritate și în momentul în care am achiziționat noi această instalație tehnică, practic era singura care se mai găsea la noi și plus și în stare de funcționare.